Prietenul devotat. Spectacol radiofonic după povestirea omonimă de Oscar Wilde. Într-o dimineață, bătrânul șobolan de apă a scos capul din vizuină. Avea ochi mărgelați și strălucitori, mustăți cenucii și țepene, iar coada era ca o fâșie lungă de cauciuc. Niște rățuște înnotau în iaz și arătau ca un șir de canari galben. Iar mama lor era de un alb pur, cu picioare foarte roșii. Încerca să le învețe cum să stea în apă cu capul în jos. Lecția părea interesantă, dar și mai captivantă era povestea de pe lac ce urmează să o auzi. Nu o să ajungeți niciodată în alta societate dacă nu reușiți să stați cu capul în jos. Uitați-vă la mine și repetați mișcările, mac, mac. Scufundați mai întâi căpșorul și priviți sub apă, așa. Codița trebuie să rămână sus, deasupra apei, ați înțeles? Mac, mac, scufundarea e o metodă prin care învățați să ieșiți în lume. Auzitați, dragilor, mac, mac. Ce copii neascultători, chiar merită să se îndece. Mac, mac, nici vorbă. Toți trebuie să înceapă de undeva, iar răbdarea părinților n-ar trebui să aibă limite. Fie, dar eu nu știu nimic despre sentimentele părinților. Eu nu am familie. De fapt, n-am fost căsătorit niciodată și nici nu am de gând să mă căsătoresc. Iubirea e bună în felul ei, iar prietenia e mult mai valoroasă. Într-adevăr, eu știu că în lume nu există ceva mai nobil decât o prietenie devotată. Și asta ce-o spune un șobolan cu experiență, bătrân ca mine. Și ce părere ai dumneata, mă rog, despre îndatoririle unui prieten devotat? Mac! Chiar așa, mac, mac! Asta vreau să știu și eu! Până una alta, eu trebuie să mă învăț copiii cum să înnoate cu capul în jos. Iazul e larg și tocmai acum e momentul să le arăt bunele exemple ale familiei noastre de rațe, mac, mac, mac! Iar tu, șobolanule, meditează la ce și cum este un prieten adevărat. Ce întrebare netingă. Mă aștept ca prietenul meu devotat să-mi fie devotat mie, bineînțeles. Și ce faci dumneata în schimb pentru prietenul tău adevărat? Nu te înțeleg. Nu pricep nimic. Ascultă, șobolanule, dă-mi voie să-ți spun o poveste despre prietenia adevărată. E o poveste despre mine? Asta vrei să zici? Dacă da, o ascult, fiindcă sunt foarte pasionat de ficțiune. Aș zice că da. Deci, ascultă. A fost odată ca niciodată un băiat de treabă pe nume Hans. Cred că era foarte distins acel tip pe nume Hans. Nu cred că era deloc distins, dar avea o inimă blândă, față rotundă, jovială și amuzantă.
Locuia singur într-o căsuță minusculă și în fiecare zi muncea în grădină. Nu exista în tot ținutul acela o grădină mai frumoasă ca a lui. Acolo creșteau garofițe de tot felul, traista ciobanului și coada șuricelului. Erau trandafiri de damasc și trandafiri galbeni, brândușe mov și violete, aurii, purpurii și albe, căldărușe, stupitul cucului, maghiran și busuioc sălbatic, ciuboțica cucului, narcise și garoafe. Toate mugureau și înfloreau la vremea lor. În fiecare zi, o floare lua locul alteia. Grădina era un paradis. Dar ce parfumuri plăcute emanau florile! Chiar așa? Dar nu vine să cred. Micul Hans avea mulți prieteni, dar cel mai devotat dintre toți era Marele Hag. Un morar foarte bogat, dar ce prietenie era între ei! Când morarul trecea pe lângă grădina lui Hans, se apleca peste gard ca să rupă un buchețel de floricele sau o mână de plante aromatice. Bună dimineața, Hans! Vai, dar ce miroase garofițele! Ia să rup câteva pentru nevastă mea! Măi, 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 și traista ciobanului! Ce-ai gustos voi face din el! Alteori își umplea buzunarele cu prune și cireșe, dacă era vremea fructelor. Dar ce mășcate sunt! Cireșele astea sunt dulci ca mierea, Hans! Hans! Hans, unde ești, băiatule? Bună dimineața, prietene! Sunt aici, printre flori. Prietenii adevărați trebuie să aibă totul comun. Nu-i așa, băiete? Uite, eu am rupt o mână de cireșe și am cules un buchețel de garofițe. Așa este. Ai și traista ciobanului. Măi, 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 și coada șoricelului. Trandafiri de damasc și trandafiri galbeni. Vai, 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 brândușe mov și violete aurii. Căldărușe, stupitul cucului, măghiran și busuioc sălbatic, ciuboțica cucului și iriș, măi, 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 și garoafe. Dar ce parfum! Hans se simțea foarte mândru că are un prieten cu o idee atât de nobile. Adică, prietenii adevărați trebuie să aibă totul comun, tot repeta morarul. Dar vecinii au observat un lucru ciudat. Morarul cel bogat nu îi dădea niciodată micului Hans nimic în schimb, deși avea 100 de saci de făină puși la păstrare moară. Avea 6 vaci de lapte și o turmă mare de oi lănoase. Hans nu își bătea capul niciodată cu chestiuni de felul acesta. Cea mai mare plăcere pentru el era să asculte cuvinte frumoase pe care morarul obișnuia să le spună despre generozitatea prieteniei adevărate. Ține minte, Hans, un prieten adevărat te salută în fiecare zi. Uite, eu trec în fiecare zi pe lângă grădina ta și ți admir florile și fructele. Că tare miroase frumos, mai ales când le așez într-o cană pe fereastră la moara mea. Dar ce fructe dulci, mășcate și mustoase ai, Hans! Așa e, prietene, grădina mea este raiul meu. Micul Hans lucra mereu în grădina lui.
primăvara, vara și toamna era foarte fericit. Dar când venea iarna și nu avea nici fructe, nici flori de adus la piață, suferea foarte mult de fric și de foame și adesea era silit să se culce fără să fi mâncat ceva seara. Azi am mâncat prune uscate, dar am și miez de nuci, felii de mere, pere și niște măceșe pentru ceai. Dar trece mai repede iarna asta. E frig, e ger și viscolește. Hans gusta din fructe că altceva nu mai avea. El era foarte sigur că morarul nu va veni deloc în vizită pe la el, cel puțin până la primăvară. N-are rost să mă duc să-l văd pe micul Hans câtă vreme ține zăpada, fiindcă atunci când oamenilor le este greu, trebuie lăsați în pace. Da. Cel puțin asta e părerea mea. Așa că o să aștept până vine primăvara și atunci o să mă duc pe la el și o să-mi dea un coș mare de primule. Și ce bucuros va fi Hans când mă va vedea. Doar suntem prieteni, nu-i așa, nevastă? Păi, ești foarte grijuliu cu toți bărbate și chiar foarte atent. E plăcut să te aud vorbind despre Hans. Sunt sigură că nici măcar preotul n-ar fi în stare să spună lucruri așa frumoase ca tine despre prietenie. Cu toate că el trăiește într-o casă cu 3 etaje și are un inel de aur pe degetul mic. Tată, dar n-am putea să-l chemăm pe Hans aici. Dacă bietul Hans are greutăți, îi dau eu jumătate din terciul meu și o să-i arăt și iepurii mei albi. Că mare prost mai ești! Chiar nu știu ce rost mai are să te trimit la școală. Se pare că nu înveți nimic acolo. Păi dacă micul Hans ar veni aici și ar vedea că ne este cald lângă foc și că mâncăm bine și că avem un butoi mare de vin roșu, s-ar putea să fie invidios. Prostule! Invidia este un lucru cumplit care i-ar strica oricui caracterul. Nu pot permite așa ceva. Sunt prietenul lui cel mai bun și o să-l veghez întotdeauna. O să am eu grijă să nu cadă în nicio ispită. Dar, tată, e iarnă și poate nu are de mâncare. Dacă Hans ar veni aici, s-ar putea să înceară să-i dau niște făină cu un împrumut. Și asta n-aș putea face. Făina e una, iar prietenia e alta. Și cele două n-ar trebui confundate. E, că bine le mai zici! Mulți oameni se poartă bine, dar foarte puțini știu să vorbească bine. Iar asta înseamnă că vorbitul e partea cea mai dificilă dintre cele două. Și de asemenea, și lucrul cel mai delicat. Dar, tată, tată, tată! Și să nu te mai aud cu porcării de felul acesta, înțeles ai? Aici e finalul, sau mai este? Căneparule, ce zici? Cu siguranță nu, șobolanule. Acesta este doar începutul. E, în cazul acesta ești rămas în urmă. Orice povestitor bun în ziua de azi începe o poveste cu finalul, apoi continuă cu începutul și termină cu mijlocul. Ei bine, ascultă povestea mai departe. De îndată ce s-a terminat iarna și primulele au început să-și desfacă stelele galben deschis, morarul i-a spus soției să se ducă să-l vadă pe micul Hans.
Nevastă, e vremea să mă duc să văd ce face Hans, nu crezi? Hei, ce inimă bună ai tu! Mereu te gândești la ceilalți. Și să ai grijă să iei coșul cel mare cu tine pentru flori și să aduci cât mai multă primulă. Ei, bună dimineața, micule Hans. Ce mai faci, băiete? Cum o mai duci? Tot prin grădină stai, ai? Neața, prietene. Și cum ți-a mers pe timpul iernii, ai? Păi, e frumos din partea ta că întrebi. Chiar foarte bine mi-a fost. De fapt, nu mi-a mers prea bine. Dar acum a venit primăvara și sunt destul de bucuros. Iar florile mele arată foarte bine. Am vorbit adesea despre tine astă iarnă, Hans. Ne-am întrebat cu toții, și eu, și fiul meu, și soția mea, cum te descurci. Ce amabil ești, prietene! Credeam că m-ai uitat! Hans, mă surprinde ce spui. Prietenia nu se uită niciodată. Asta e partea frumoasă, că nu se uită niciodată. Dar mă tem că tu nu înțelegi poezia vieții. Vai, ce minunat arată primulele tale. Ce miros. Ce parfum suav. Sunt foarte frumoase, asta e clar. Și sunt foarte norocos să am atâtea. O să le duc la piață și o să le vând fiicei primarului. Și cu banii aceia o să-mi răscumpăr roaba. S-o răscumperi? Dar nu vrei să spui că ai vândut-o? Ce lucru stupid ai putut să faci? Adevărul e că am fost obligat să vând. Iarna a fost o perioadă foarte grea pentru mine și n-am avut bani deloc, nici măcar pentru pâine. Așa că mai întâi am vândut nasturii de argint de pe haina mea de duminică. Nasturii de argint de pe haina de duminică? Apoi mi-am vândut lanțul de argint. Și lanțul de argint? În cele din urmă mi-am vândut roaba. Și roaba ai vândut-o? Dar acum o să le cumpăr pe toate înapoi. Hans, Hans, uite, prietene, o să-ți dau eu roaba mea. Nu e în stare foarte bună, ce-i drept. E ruptă într-o parte și nici spițele roții nu prea țin. Dar cu toate acestea, o să-ți-o dau ție. Știi că e foarte generos din partea mea și mulți oameni ar spune că e o prostie să o dau pe gratis. Dar eu nu sunt ca restul lumii, Hans. Cred că generozitatea este esența prieteniei. Și în plus, eu mai am o roabă nouă pentru mine. Păi, chiar ești foarte generos. Chiar dacă roaba e cam stricată, poți să o repar ușor. Ha, am un dulap de lemn în casă, așa că am cu ce să o repar. Un dulap de lemn? Păi exact asta îmi trebuie mie pentru acoperișul de la hambar. Am o gaură foarte mare în acoperiș și o să se ude tot porumbul dacă nu repar. Ce noroc ai adus vorba! E chiar uimitor cum o faptă bună dă naștere mereu la alta. Cât de darnic ești! Ți-am dat roaba și acum tu să-mi dai dulapul. Dulapul? Bineînțeles că roaba valorează mult mai mult decât dulapul. Dar când e vorba despre prietenia adevărată, Hans, nu se ține cont de lucruri de genul ăsta. Hai, grăbește-te, du-te și adu-l imediat. Și eu o să mă apuc de lucru la hambarul meu chiar azi. Sigur! Iată-l! Dar ce văd? Nu e un dulap prea mare. Mă tem că după ce o să-mi repar eu acoperișul,
nu o să mai rămână nicio bucată de lemn cu care să repari și tu roaba. E, dar nu e vina mea, desigur. Și acum, din moment ce ți-am dat roaba mea, sunt sigur că ți-ar plăcea și ție să-mi dai niște flori în schimb. Uite coșul și ai grijă să-l umpli bine. Să-l umplu bine? Dar... dar este prea mare coșul, morarule. Nu mai rămân primule să le duc la piață să le vând și să-mi recuperez nasturii de argint. Serios? Dar din moment ce ți-am dat roaba mea, nu cred că-ți cer chiar atât de mult. Doar câteva flori puse în coș. Poate greșesc, dar eu gândeam că în prietenie, adică într-o prietenie adevărată, nu e loc de egoism. Nu, ești prietenul meu iubit, prietenul meu cel mai bun. Îți dau cu drag toate florile din grădina mea. Buna ta părere e mai prețioasă pentru mine decât toți nasturii de argint, decât lanțul de argint, decât roaba. Chiar acum voi smulge toate primulele cele mai frumoase și îți voi umple coșul. Uite, uite, coșul e aici și e plin de flori. Frumoșele lor. Rămâi cu bine, micule Hans. Ia dulapul în spate, coșul cu primule și plec. Pe curând, bunul meu prieten. Pe curând, prietene. Aici e finalul, sau mai este? Căneparule, ce zici? Cu siguranță nu, șobolanule. Stai să vezi mai departe. A doua zi, Hans, de bucuros ce era, bătea niște cui în pridvor. Voia să prindă caprifoiul de niște bârne. Și iarăși aude vocea morarului. Îl chema la poartă. Ei, nu mai spune. Hans a sărit de pe scară, a alergat spre portiță din grădină și s-a uitat peste gard. Morarul era cu un sac mare de făină în spate. Poate că a venit să-i aducă ceva de mâncare, niște făină. Hans, dragă, unde ești? N-ai vrea să-mi cari și mie sacul ăsta de făină până la piață? Îmi pare rău, dar azi am foarte multă treabă. Ce? Cum? Trebuie să prind toate plantele cățărătoare, să le agăț pe sârme, să stropesc florile și să-mi strâng toată iarba în baloturi. Vorbești serios? Cred că e destul de neprietenos din partea ta să refuzi. Și mai ales având în vedere că îți dau roaba mea. Vai, nu spune asta, prietene. N-aș fi neprietenos pentru nimic în lume. Bine, dă-mi sacul. Câte nesimțire. I-ai dat ce-mi pasă mie. Șobolanule, ascultă povestea până la capăt. Dar mai este mult? Mai este. Băiatul și-a luat șapca și apoi a pornit cu pași grei, cu sacul cel mare pe umeri spre piață. Ziua era foarte fierbinte și drumul era plin de praf. Și până să ajungă la mila 6, Hans era atât de obosit încât a trebuit să se așeze să se odihnească. Apoi a continuat calea și în cele din urmă a ajuns la piață. Și dacă mai scazi din preț, bate-n palma. Hans a vândut sacul de făină cu un preț foarte bun. Se gândea cât de bucuros va fi morarul când îl va vedea. S-a întors acasă repejor, fiindcă se temea că s-ar putea să dea de tâlhar pe drum. Sunt tare obosit. A fost o zi foarte grea.
Dar mă bucur că nu l-am refuzat pe Morar, bunul meu prieten. El este cel mai bun prieten al meu și în plus o să-mi dea roaba lui. Dar e târziu și mi-e somn. Hans! Hans, bună dimineața! Pe cinstea mea, ce băiat leneș! Hans! Și încă să-i dau roaba mea? Nu, să-i dau roaba. Lui să-i dau roaba. Cred că ar trebui să muncești mai mult pentru roaba. Hans, băiete! Lenea e un mare păcat. Iar eu nu vreau ca vreunul dintre prietenii mei să fie leneș sau neglijent. Hans! Hans, auzi? Vorbesc cu pereții. Care e acolo? Nu trebuie să te superi că-ți vorbesc așa direct. Bineînțeles că nici n-aș vrea să-ți vorbesc astfel dacă n-aș fi prietenul tău. Hans! Cine e? Dar ce rost are prietenia dacă omul nu poate să spună exact ce dorește? Hans, băiatule! Oh, eram atât de obosit că m-am gândit să mai stau puțin în pat și să ascult păsările cum cântă. Știi că mereu muncesc mai bine când aud păsările cum cântă? Hans, hai că nu-i vreme de dormit. Îmbracă-te repede și să vii cu mine la moară să-mi repare acoperișul hambarului, auzi? Crezi că n-aș fi un prieten bun dacă ți-aș spune că am treabă? Florile nu le-am udat de 2 zile. Serios? Eu nu cred că-ți cer mult, ținând cont că o să-ți dau roaba mea. Ei, dar dacă refuzi, bineînțeles că eu voi repara acoperișul hambarului meu. Oh, nu, sub nicio formă. Merg cu tine chiar acum. Asta da, prietenie. Prostul de el, stai să vezi. Hans a muncit acolo toată ziua până la lăsarea întunericului. Eh, ai terminat de reparat gaura din acoperiș, Hans? E reparată, e gata și arată bine. Da, nici o muncă nu e mai încântătoare decât munca pe care omul o face pentru ceilalți. Cu siguranță e un mare privilegiu să te aud vorbind astfel. Dar mă tem că eu nu o să am niciodată idei atât de frumoase ca ale tale. Ho-ho-ho. O să-ți vină ideile, dar trebuie să te străduiești mai mult. În momentul de față ai doar practica prieteniei. Într-o bună zi vei avea și teoria prieteniei. Crezi că eu voi avea timp să cunosc teoria prieteniei? Nici nu mă îndoiesc, prietene. Mâine să-mi duci oile la munte. Oile la munte? Vezi, șobolanule, bietul Hans se temea de Morar. Avea frica să-l refuze. Iar a doua zi de vreme, Morarul și-a adus oile la căsuța lui. O turmă mare de oi. Mi se pare că Morarul e cam lipsit de bunul simț. Dis de dimineață, Hans a pornit cu oile la munte.
I-a luat o zi întreagă să ajungă acolo. Și când s-a întors, era atât de obosit că a dormit direct în scaun și nu s-a trezit până când nu s-a luminat de ziua de-a binelea. Ce bine mă simt în grădina mea cu flori. Bietele flori sunt însetate. Florile cred că eu le-am uitat. Dar nu. Am timp să mă îngrijesc și de ele și de prieteni să nu uit. Mă consolează gândul că morarul îmi este cel mai bun prieten. În plus, o să-mi dea roaba lui și acesta e un act de generozitate pură. Într-o seară, în vreme ce micul Hans stătea la gura focului, a auzit o bătaie puternică la ușă. Era o noapte atât de tumultoasă. Vântul bătea și vuia în jurul casei înfiorător, încât la început a crezut că e doar zgomotul furtunii. Să fie vreun biet călător? Deschide, deschide mai repede, Hans! Uf, iubite Hans, am pățit un mare necaz. Uf, 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 uf. Băiatul meu cel mic a căzut de pe scară și s-a rănit. Mă duceam să chem doctorul. Of, 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 băiatul meu. Dar doctorul locuiește atât de departe și e o noapte atât de urâtă. Of, 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 of. Mi-am dat seama că ar fi mult mai bine dacă te-ai duce tu. Dar e furtună. E noapte. Bine, din moment ce îmi dai roaba, corect ar fi să mă duc eu după doctor. E chiar un compliment că ai venit la mine. O să mă pornesc la drum imediat. Dar, te rog, trebuie să-mi împrumuți felinarul, fiindcă noaptea e atât de întunecată și mă tem că aș putea să cad într-un șanț. Îmi pare foarte rău. Felinarul e nou și ar fi mare necaz pentru mine dacă l-ai pierde. Ah. Lasă, mă descurc și fără felinar. Plec, că nu-i timp de irosit. Cânepărule, cât costă prietenia? Șobolanule, la sfârșitul povestirii vei afla care este prețul adevărat. E prea naiv și în același timp curajos. E prea bun la suflet și totodată nu-și cunoaște propriul preț. Când a ajuns la ușa doctorului, era înțepenit de frig. Doctore! 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 Hans, înghețat de frig cum era, abia de mai putea vorbi. Doctorul a deschis ușa. I-a spus că fiul morarului se află în mare cumpănă. Doctorul a poruncit imediat să se aducă bitiviul, cizmele și felinarul. Apoi a coborât și a pornit o călare spre casa morarului. Micul Hans venea în urma lui cu pași târșuiți. Dar furtuna aceea! Urăsc furtunile și ploile. Îmi udă blană. Ploaia cădea torințial, iar micul Hans nu vedea pe unde merge și nici nu putea ține pasul cu calul doctorului. Era noapte beznă. A luat-o pe o cărare greșită și s-a rătăcit. Sărmanul a ajuns într-o mlaștină. Locurile cele erau noroioase și acolo bietul Hans a necat și a găsit sfârșit.
O mare pierdere pentru toată lumea și mai ales pentru mine. Știți, aproape că îi dădusem roaba mea, iar acum chiar nu știu ce să fac cu ea. Mă împiedic de ea și într-o stare atât de proastă încât nu o să iau niciun ban pe ea dacă aș vrea să o vând. Da, omul are mereu de suferit când vrea să fie generos. Da, mare pierdere, păcat de dânsul, tare bun om a fost, tare bun. E sfârșitul poveștii aici sau mai ai? Și care-i morala, cneparule? Ei bine, văd că ești nerăbdător. Aici e sfârșitul poveștii. Dar moralul? De ce s-a întâmplat cu el mai departe? Nici nu-mi pasă de el. Mă tem că n-ai înțeles deloc morala poveștii. Ei, vrei să spui că povestea are o morală? Deci de ce-mi pasă mie de morala poveștii? Bineînțeles. Firesc, cred că ar fi trebuit de la bun început să-mi spui. Dacă mi-ai fi spus, cu siguranță nici nu te-aș fi ascultat. Mă tem că l-am enervat. Adevărul e că i-am spus o poveste cu morală, dar el n-a înțeles sau nici n-a vrut să o înțeleagă. În timp ce Rățușca își dădecea pânșorii cu multă drăgălășanie, șobolanul, înfuriat, a scos un chițcăit urât cât a putut de tare. A dat cu coada lungă și solzoasă și a intrat în vizuină. Trăia ca un burlac nenorocit în ascunzitoarea lui și nu-i plăceau întâlnirile la iaz cu vietățile locului. Bietul animal nu fusese niciodată căsătorit. Nu știa ce înseamnă să ai o familie, copii. Nu știa ceea ce e iubirea. Nu-și făcea prieteni. N-avusese niciodată prieteni. Mai cu seamă, prieteni devotați. Ați ascultat spectacolul radiofonic Prietenul devotat, după piesa omonimă de Oscar Wilde. Traducere de Lavinia Braniște. Adaptare radiofonică Ludmila Alexei. Rolurile și distribuția: Morarul, Ion Munteanu. Rățușca și soția morarului: Ludmila Gheorghiță. Bătrânul șobolan de apă: Adrian Graur. Câneparul verde: Olesea Iacoveț. Hans: Radu Canțăr. Fiul morarului: Alexandru Spânu.